Slavă Sfintei și celei de-o ființă și de viață păcătoare și nedespărțitei trăiri, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți cu moartea pe mare de cărcân și cerului mormântului viață dăruindu-le. Hristos a înviat și cerului mormântul viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și cerului mormântul viață dăruindu-le. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință pe evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Marcel Gabriel și Florentina Cristina, care acum se logodesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, dea lor fii spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată. Și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Vrea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne!
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce-ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitori făgăduinței tale, însuți, Doamne, binecuvintează și pe robitei Marcel, Gabriel și Florentina, Cristina, povățuindu-i pe dânsi și pe tot lucrul cel bun, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se logodește robului Dumnezeu Marcel Gabriel cu roabele Dumnezeu Florentina Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robului Dumnezeu Marcel Gabriel cu roaba lui Dumnezeu Florentina Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Marcel Gabriel cu roaba lui Dumnezeu Florentina Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roabele Dumnezeu Florentina Cristina cu robul Dumnezeu Marcel Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roabele Dumnezeu Florentina Cristina cu robul Dumnezeu Marcel Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roabele Dumnezeu Florentina Cristina cu robul Dumnezeu Marcel Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dumnezeu să logodească femeie Sfântului Său Isaac și prin mijlocirea spate de apă ai descoperit să logodească pe Rebecca. Însuți binecuvintează logoda robilor tăi Marcel Gabriel și Florentina Cristina și întărește cuvântul pe care și l-au dat. Unește-i pe dânsii cu Sfânta Unire cea de la tine, că tu din început ai zidit bărbat și femeie și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre denuirea neamului omenesc. Însuți, dar, Stăpâne Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, cei aleși ai tăi din neam în neam, caută sprobul tău Marcel Gabriel și sproba ta Florentina Cristina și întărește logona lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste, că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin inerța Domnului Iosif, stăpânirea în Egipt, prin inerța preamărei Daniel în țara Babilonului, prin inerța arătat adevărul Tamarei, prin iner Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul cel Risipitor când a zis, dați iner în dreapta Lui și junghiviță Lui cel gras mâncând să ne veselim. Această dreapta a Ta, Doamne, a întrarmat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău cel adevărat cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor Tăi să se binecuvinteze cu cuvântul Tău cel puternic și cu brațul Tău cel înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelor cu binecuvântarea cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că Tu ești cel ce binecuvinte și sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Să le dea lor bună înțelegere, viață cumpătată și rod pântecelui spre folos Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să-i vrednicească pe ei a se veseli la vederea fiilor și a fiicelor lor. Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-o pomeni. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o Sfințitorul Munții Cele Tainice și Preacurate și Legiuitorul Munții Cele Trupești, Păzitorul Nestricăciunii și Ghipernisitorul Cel Bun al celor de trebuință vieții, Însuți Stăpâne, Cel ce din început ai zis pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem noi ajutor din trânsul. Și luând una din coastele lui, ai zis femeie pe care văzându-o Adam a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi, Marcel Gabriel și Florentina Cristina. Și dă roabei Tale acestea să se plece în toate bărbatului său și robii Tău acestuia să fie cap femeii ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Abraham și pe Sara. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacov și pe toți patriarhii. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Semfora.
binecuvintează-i pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește-i pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește-i pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în punctă celechitului. Păzește-i pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe sfinții trei tineri, trimițându-le lor rouă din cer. Și să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericita Elena, când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de sfinții trei 40 de mucenici, trimițându-le lor cunun din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de părinților care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne, și de robii tăi, Sava, Alexandru și Elena Vica, nașilor, și de toți nuntașii care s-au adunat acum la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, de robul tău Marcel Gabriel și de roaba ta Florentina Cristina, și binecuvintează pe dânsii. Dă-le lor roadă pântecelui, prunci buni și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalți pe dânsii ca cerinii banului, ca pe o vie odrăsită. Dă-le lor roadele pământului ca toată îndestularea având. Să sporească ei spre tot lucrul bun și bineplăcuție. Și să vadă pe fiii fiilor lor ca pe niște mlădițe tinere de măsiri împrejurul mesei lor. Și bineplăcând înaintea ta, să strălucească ei ca luminătorii pe cer, în tine, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeu de cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însuțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ. Însuți și acum, Stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul tău locaș și unește pe robul tău Marcel Gabriel cu roaba ta Florentina Cristina, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește-i pe dânsii într-un gând, încurunează-i într-un trup, dăruiește-le roadă pântecelui de o pântire de prunci buni. Ca ta este stăpânirea, așa ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și vorbea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robul Dumnezeu Marcel Gabriel cu roabul Dumnezeu Florentina Cristina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul Dumnezeu Marcel Gabriel cu roaba lui Dumnezeu, Florentina Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul lui Dumnezeu, Marcel Gabriel, cu roaba lui Dumnezeu, Florentina Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Florentina Cristina cu robul lui Dumnezeu Marcel Gabriel în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Florentina Cristina cu robul lui Dumnezeu Marcel Gabriel în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Florentina Cristina cu robul lui Dumnezeu Marcel Gabriel în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului.
Sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus răspunzând, i-a zis, ce ne privește pe mine și pe tine, Maică? Ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau, să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă, și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoate și aduceți nunul lui. Și ei au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin, și nu știa de unde este, dar slujitorii
slujitorii care scosese la paștiau, a strigat unul pe mine și a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și au crezut între sol ucenicii săi. Slavă Domnului! Slavă noi să pune cu drăznie părăsântă, să putem seama de cheva pe Dumnezeu la cel ceresc și a zice să spunem cu toții Tatăl nostru. Da. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi le dăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel ce ne-a. Amin. Și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Mântuirii noi luăm și numele Domnului voi purtătorii de lumină între voi, da. O să împunjurăm de frilor de evanghelic, de fiecare dată în bruci cu șopare. Să se vorbe de cază, să se vorbe de poziție. Isaie rânduiește pe cea Pe fecioara oferit.
Mărit să fii bine ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacob. Umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te înmulțești ca Rahela. Veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rândurile legii, că așa a binevoit Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea într-o tot sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea vă o viață îndelungată, naștere de frunci buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile pământești și să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților și lor făgăduite. Pentru căciune prea sfinte, născătoare de Dumnezeu, care tuturor sfinților tăi, ce-ar fi o nuntă, ce-ar fără nuntași, fără nași în primul rând, fără rudele și toți cei dragi, prieteni, colegi, care vă sunt astăzi și vă vor fi, sunt convins, în continuare ta. Sfaturi de viață nu vă mai dau, pentru că voi deja știți ceea ce aveți de făcut, însă îmi permit să vă dau un sfat de la preot, de la sufletul lui preot, de la sufletul lui. Să vă respectați. Dacă nu există respect într-o familie, dacă nu există răbdare și ca un croitor înțelept nu
în măsură de 3-4 ori înainte cuvântul pe care vrei să-ți spui, când pui foarte ca și tare, e posibil ca pantalonii să rămână mici. Chiar dacă astăzi e un mod, asta se poate. Greșit. Ați venit cu nașii care astăzi, așa cum ai spus tu, au devenit părinți spirituali. Nu aveți, nu mai aveți pe părinți, decât pe mama care e cu voi. Și cu toții când pierdem părinții, avem așa. Dar să știți că de acolo din cer se lucră sufletele lor, pentru că nu există o barieră. Noi nu mai vedem, dar oamenii aceia care au fost și au dat viață, ți-au dat viață, sunt cu sufletul astăzi. Dumneavoastră, nașilor, părinților spirituali, sufletești, aveți începând de astăzi o misiune frumoasă de a-i călăuzi pe cărarea mântuirii până la porții de alaiul. Asta înseamnă că dumneavoastră înșivă trebuie să intrați în acele porți. Viața este frumoasă. Trebuie trăită însă cu binecuvântarea Dumnezeu și astăzi cu aveți și ne bucurăm de spus. Ne bucurăm că iată vedem o familie frumoasă care are alături de ea prieteni și oameni. Asta înseamnă că sufletele voastre sunt bune și că ați știut și știți să vă apropiați pe voi, oamenii dragi voi. Multe ar fi de spus. Spune-mi că taina comuniei este taina bisericii care din două jumătăți face un întreg. Că astăzi Dumnezeu v-a binecuvântat și v-a încununat, v-a pus împreună cu nașii cununa cea neveșteșită a Măriei, acele cununii cununi care v-au arătat ca pe niște împărați, împărat și împărăteasă ai proprii voastre vieți. Dumnezeu să vă călăuzească pașii și statului cu cel bun și de acum înainte, să ne revedem cu bucurie, să ne revedem cât mai des, pentru că împărtășindu-ne unii altora din bucuriile, din momentele plăcute ale vieții și fiind alături unii de alții, reușim să trăim frumos și să dăm vieții noastre un sens bun și un rost pe pământ. Să aveți astăzi cu toți o zi binecuvântată, petrecere frumoasă și poftă mare noastră și bucurii. Și de mâine, într-o săptămână, vă așteptăm din nou la biserică, la nașii, să vă scoată la biserică, să vă de mulțumire. Și vă face cineva să mă acolo, cred că vreau să spun. Să rămână, părinte, pruncul lor, da? Sfântul Andrei și domnișoara aceea frumoasă. I-am spus că am de fapt. Fetița lor, da? A lui Marcel și... Da, ziua binecuvântat. Ce faci, mă rog, că nu aveți Thank you.
mama e să aveți față de el. Să fiți sănătoase. Să fiți sănătoase. Să fiți sănătoase. Dreapta și cum stânga? Hai, 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 nu. Bine, mă, să-i furăm vinul în mână, cum să le dea la toți. Chiar mă, invitați în spate. Invitați în spate, care veți invitați în spate? La cine le dau porumbei? Da, ca să-mi ia și porumbiul meu, dă-i-le lui mamaie. Hai, Carmen, doar veniți în spate, mă, să luați porumbei, care vreți. Dă-i-le lui mamaie. Eu vreau, Hai, încă. Mai veniți, mă, coași, luați porumbei. Haide, mă, veniți în coași. Adiță! Haide, mă, veniți în coași. Haide, că mai sunt o grămadă. Dă-mi eu porumbiță, mă, dă-mi eu porumbiță. Nu vreau, Andrei. Să nu facem față. Vreți să nu fie. Ia, mă, și Andrei. Rati, dă porumbelul, mă, mică. Mai e frumos. Hai, ne-a costat! Uite, mai vrei ca un porumbel! Ține-mă așa! Ține-mă pe acolo! Îți vrei porumbel? Rati, eu te pui un mai! Mi-am dat și mie unul! Hai, mă, care mai vreți? Uite, cu totul! Nu să-l ajut! Mergeți în spate, domnule. Spuneți să mă ridicați. Hai, aruncați. Haide că avem vinul coace. Hai să mă dau în spate. Avem două. Dar știi ce nu fata? Aveți de porumbelul în palat. Așa. Mergeți în spate, în spate, în spate. O să le zic că îi dăm drum. Așa. Hai, mă, care mai vrei? Hai, mă, vinul coace, mă. Hai că mai sunt patru. Mai sunt patru. Să te pantei și după aia să-i scoși și pe cei mă. Hai, după ea și dă-le frate drumul de acolo, direct. Până la urmă să-ți bale porumbele cu lui. Hai că mai sunt doi, hai. Hai că mai sunt doi. Hai, Roxana, ia să-l mai bine. Hai, o serie, că nu mai poate să-l țină. Hai, așa, că ne zice când. Ține-ți-l. Nu te
ține mâna ta, mâna ta. Iau de latima, duceți-vă și mâncăia. Care ți-a căcat în mâna ta, arată acum. Eu m-am sters. Uite cum vine. Nu mai vine. Acum se vine. Vino, vine loc. Auziți, băgăm gazul ca să facem poze. Că așa am venit cu chestia, sau nu ți-a zis? Ba doar, să facă poze cu ei. Uite, bunul rost. Hai.